Proiectul Cultura în Oglindă este unul transfrontalier și se derulează într-un parteneriat a primărilor Săini, Maramureș și Cluj din Ucraina. Prin acesta va fi renovată Casa Bai din localitatea maramureșană și sala de concerte din Cluj. Orașul Săini și orașul Cluj sunt orașe înfrățite și au scris acest proiect. Orașul Săini este lider partener și acest proiect, pe lângă reabilitarea celor două clădiri, cea din Săini, Casa Bai, este un monument de clasă A, singurul monument de clasă A din patrimoniul primăriei orașului Săini, iar sala de concerte, din nou, este o clădire emblematică pentru orașul Cluj. Prin acest proiect, pe lângă reabilitarea acestor două clădiri, vor fi întărirea relațiilor culturale, vor avea loc mai multe evenimente, workshop-uri de gastronomie și festivale de cultură, atât în Săini cât și în orașul Cluj. Proiectul se ridică la valoare de 1 milion de euro, 90% din fonduri europene. 723.000 de euro revin din acesta orașului Săini. Lansarea oficială a avut loc astăzi în Maramureș și în prezența celor doi parteneri din proiect. Я переконаний в тому, що ми успішно реалізуємо наш проект, і це стане стартом для майбутніх наших нових спільних проєктів між містами Сині і Калужі. Sunt ferm convins că vom implementa cu succes acest proiect și doar va fi un nou început pentru alte proiecte pe care le vom derula împreună. Noi, în завершення, хочу подякувати Меру Сині, пані Кабрелі. Вона була таким поторчиком. Кайзером нашого спільного проєкту, яким нам вдалося спільно фактично збувати. Дякую. Vreau să-i mulțumesc, doamne primar, pentru că a fost acel motor, acel generator care și-a dorit acest proiect și pe care până l-a câștigat datorită dânsii și echipei de proiect. Vă mulțumesc! Proiectul a început în 15 septembrie și se va derula pe perioada 24 de luni. Primarul orașului Săini a mai precizat că prin intermediul acestuia vor fi întărite și relațiile dintre cele două comunități.